Bună dimineața, bine ați venit la acest webcast despre managementul dispozitivelor mobile cu System Center 2012x2 Configuration Manager și Microsoft Intune. Aș vrea să menționez chiar de la început schimbarea de nume. Nu mai este Intune, ci este Microsoft Intune, deci trebuie să ne obișnuim cu această nouă terminologie. Eu mă numesc Adrian Stoian, sunt trainer și consultant IT la compania Tecredi și în ultima perioadă de timp m-am specializat pe soluții de management de sistem și virtualizare. În particular, area mea de competență este Configuration Manager și, de asemenea, Microsoft Intune. Agenda propusă pentru astăzi este următoarea. Mai întâi vom discuta despre soluții de identity management în cloud și acest lucru constituie o cerință preliminară pentru a putea implementa Microsoft Intune, pentru că utilizatorii care își vor enrola device-urile se vor autentifica vizând Azure Active Directory și este util pentru a avea single sign-on să sincronizăm conturile din domeniul local de Active Directory în Azure Active Directory, adică în cloud. De fapt, în momentul în care creați o subscripție de Microsoft Intune, primiți de asemenea și o instanță de Azure Directory și vom discuta despre felul în care o și configura. Următorul subiect pe listă este managementul device-urilor folosind doar Microsoft Intune, deci în varianta cloud only, când nu avem instalat local Configuration Manager. Și vom vedea ce funcționalități sunt oferite, ce putem realiza. Vom discuta despre politicile pe care le putem configura pentru device-uri, despre felul în care putem face deployment la software și așa mai departe. În continuare vom discuta despre modul de lucru integrat. Există posibilitatea de a integra Microsoft Intune cu o instalare de System Center 2012 Configuration Manager instalată on-premise, deci în rețeaua dumneavoastră și în acest fel puteți gestiona atât calculatoarele din rețeaua locală, desktop-uri, laptop-uri, cât și device-urile mobile prin intermediul Microsoft Intune, iar managementul se va face unificat folosind consola de Configuration Manager. Și aici vom discuta câteva dintre capabilitățile specifice care pot fi implementate folosind modul de lucru unificat, și anume Policies and Profiles. Vom discuta ce setări de configurație pot fi setate prin politici pentru dispozitivele mobile și discuta despre VPN profiles, wireless profiles și email profiles, care sunt disponibile doar în modul de lucru unificat. Vă reamintesc de asemenea că puteți pune oricând întrebări folosind meniul de Q&A din aplicația Live Meeting. Eu voi monitoriza panoul de întrebări și voi încerca să răspund pe toată durata prezentării. Deci nu ezitați să întrebări. Pentru început aș vrea să povestesc despre o ofertă care a fost lansată în vară pe piață din partea Microsoft, și anume un bundle în cloud. Microsoft oferă așa numită Enterprise Mobility Suite, care constă conține Azure Active Directory Premium și care o să discutăm imediat spre deosebire de Azure Active oferă de asemenea integrare out of the box cu peste 2000 de aplicații care rulează în cloud și vă permite să realizați single sign-on între datorii care au de Active Directory local și care doresc să se autentifice la aceste aplicații ce rulează în cloud. De asemenea, Enterprise Mobility Suite conține subscripții
Intune, de Microsoft Intune, aici am uitat să modific slide-urile, pentru managementul device-urile mobile și de asemenea acest bundle conține și Azure Rights Management, care rulează în cloud și care se poate integra cu o soluție de RMS on-premise și cu ajutorul căruia puteți prin încriptare, astfel încât ele, oriunde s-ar afla, pot fi vizualizate doar de către persoanele care au primit permisiunile de vizualizare prin intermediul RMS. Bineînțeles, ca în orice alt bundle, prețul subscripției pentru Enterprise mai mic decât prețurile individuale ale componentelor. Deci, oportunitate bună dacă doriți să implementați Microsoft Intune și doriți să beneficiați și de celelalte funcționalități din Azure Active Directory Premium și din Azure Rights Management, puteți folosi pentru dumneavoastră sau pentru clienții dumneavoastră această subscripție Enterprise Mobility Suite. Cu ajutorul acestei subscripții sunt acoperite toate zonele pentru Enterprise Mobility Management și anume Mobile Device Management und Microsoft Intune, Application Management și aici avem, bineînțeles, combinate funcționalitățile în Azure Active Directory Premium, Content Management și Information Management, unde beneficiem de asemenea de protecția informațiilor folosind Azure Rights Management. Primul subiect pe ordinea de zi este managementul identității în cloud. Să vedem ce putem povesti pe subiect. Avem o primă întrebare din partea lui Nicu. Dacă vorbiți, nu se aude. O să răspund pentru toată lumea. Problemele sunt temporare pentru partea de audio. Sunt mici probleme de bandwidth, dar apar și dispar. Sper că în momentul ăsta mă auziți cum trebuie. Oricum, prezentarea este înregistrată și sper că înregistrarea să iasă cum trebuie. Continuând prezentarea, haideți să vedem ce putem povesti despre Identity Management. Mai întâi, ce este acela Windows Azure Active Directory? Aș începe prin a spune ce nu este. Știți, bineînțeles, că puteți crea mașini virtuale în Microsoft Azure și în acele mașini virtuale, bineînțeles, puteți instala un sistem de operare de tip server, cum ar fi Windows Server 2012, R2, și puteți face acel server domain controller și îl puteți conecta la rețeaua locală printr-o conexiune de tip VPN. Ei bine, acest lucru nu este Windows Azure Active Directory. Deci, repet, dacă veți crea o mașină virtuală în cloud, în Microsoft Azure și instalați acolo un domain controller, acest lucru nu este Azure Active Directory. Asta pentru a risipi orice confuzie. Ce este atunci Windows Azure Active Directory? Este o instanță de Active Directory. După mine ar fi mai apropiată de Active Directory Application Mode. Și această instanță de Active Directory rulează în cloud, în data center-le Microsoft și este folosită de către serviciile online furnizate de Microsoft sau de alte companii third party. De exemplu, dacă aveți o subscripție Office 365, aceasta include de asemenea o instanță de Azure Active Directory și utilizatorii care au conturi în această instanță de Azure Active Directory se pot autentifica la serviciile din Office 365, cum ar fi Exchange Online, SharePoint Online, Link Online, bineînțeles acum există și din familia Dynamics CRM Online, oferit ca serviciu sub formă de subscripție. Toate aceste servicii online care funcționează în cloud, folosesc instanța de Azure Active Directory pentru autentificare. Evident că, spre deosebire de controlerele locale care folosesc Kerberos, deci pentru autentificare, la Azure Active Directory se folosesc alte protocoale,
De exemplu, se poate folosi autentificarea cu claim-uri sau alte metode specifice aplicațiilor care rulează în cloud. Deci nu este de fapt un domeniu acolo, ci este doar o instanță de Azure Active Directory. Intune, de asemenea, folosește Azure Active Directory și aveți două variante. Ori, dacă nu aveți Office 365, în momentul în care creați o subscripție de Intune, puteți crea automat și o instanță de Azure Active Directory, deci acest lucru este realizat automat. Dacă aveți deja o subscripție de Office 365, atunci puteți folosi instanța existentă de Azure Active Directory și pentru autentificarea la Intune. Deci utilizatorii care au conturi în Azure Active Directory pot accesa atât serviciile Office 365, Exchange, SharePoint, dar și își pot înrola device-urile și le pot gestiona în Intune. Deci avem nevoie de Azure Active Directory. Următoarea întrebare ar fi cum ajung conturile din domeniul local în Azure Active Directory. Prin sincronizare și va trebui să folosim una din metodele pe care le vom discuta în continuare. Putem folosi DirSync, care este o aplicație simplă cu ajutorul căruia puteți sincroniza un subset din conturile de utilizatori și grupuri din domeniul local în Azure Active Directory, sau puteți folosi ADFS, care vă oferă funcționalitate suplimentară pentru a sincroniza aceste conturi în Azure Active Directory. Haideți să vedem aceste metode. Aș insista puțin asupra primei opțiuni de acolo din listă, adică să avem conturi separate în Azure Active Directory și Windows Intune. Companiile în general au o reticență de a-și sincroniza informațiile în cloud și mai ales în momentul în care avem discuția să ne sincronizăm lista de conturi din Active Directory în Azure Active Directory, de obicei există rețineri. Și atunci există, bineînțeles, posibilitatea să avem conturi separate create în Azure Active Directory care să fie folosite pentru Intune și care să fie complet diferite sau independente de conturile din domeniul local. Pentru acest lucru, pur și simplu veți crea conturi folosind interfața de Azure Active Directory, așa numitul Accounts Portal, pe care o să vi-l arăt imediat. Și din această interfață puteți crea conturi pentru utilizatori, grupuri, le puteți seta parolele, iar utilizatorii vor folosi aceste conturi și parole pentru a-și înrola device-urile și pentru a, bineînțeles, a primi setările de configurație și pentru și politicile care sunt setate prin intermediul Windows Intune, Microsoft Intune. Bineînțeles că în această situație nu avem single sign-on, deci practic utilizatorii vor folosi un cont pentru domeniul local Active Directory și un alt cont, care poate să aibă chiar același nume, dar evident va avea altă parolă sau și un alt cont pentru a accesa serviciile Microsoft Intune. Deci acest lucru este posibil. Pentru a avea single sign-on, va trebui să folosim DirSync. Și cu ajutorul DirSync, așa cum am spus, se vor putea sincroniza o parte dintre conturile de utilizator din domeniul local în Azure Active Directory. Opțional să pot sincroniza și parolele, o să vedeți opțiunea imediat în demonstrația următoare. Deci, pentru a obține single sign-on, este necesar să sincronizăm conturile și, eventual, și parolele, pentru ca utilizatorii să folosească același cont și aceeași parolă și pentru a se loga în domeniul local, dar și pentru a accesa serviciile din cloud. Ce aș menționa este că dacă folosiți deja Office 365, aceasta este o cerință de asemenea obligatorie și pentru Office 365. Deci dacă utilizatorii doresc să folosească aceleași conturi din domeniul local pentru a accesa Exchange Online, SharePoint Online și așa mai departe, trebuie să aveți această sincronizare.
Vestea bună este că dacă ați făcut deja această sincronizare pentru Office 365, ea poate fi folosită, deci instanța respectivă de Azure Active Directory și pentru Intune. Și în sfârșit, ultima opțiune ar fi Active Directory Federation Services, ADFS, care este un rol din Windows Server și cu ajutorul căruia puteți face integrarea serviciului de Active Directory local, deci din rețeaua locală, cu Azure Active Directory și puteți selecta ce informații vor fi sincronizate în cloud. În continuare, aș vrea să discutăm opțiunea DirSync, care este o aplicație gratuită, care poate fi downloadată din portalul Accounts, pe care o să vi-l arăt imediat, și care poate fi instalată pe un server local din domeniul Active Directory. Atenție, nu trebuie instalată pe domain controller, trebuie instalată pe un server membru din domeniul local și cu ajutorul acesteia sincronizați conturile în domeniul în Azure Active Directory. Opțional, puteți sincroniza și parola. De asemenea, opțional, face și modificări înapoi, adică implicit sincronizarea este one way și dacă doriți, puteți activa și sincronizarea înapoi, adică, de exemplu, dacă utilizatorul își schimbă parola în și există această posibilitate, atunci modificările se pot replica înapoi în domeniul local, pentru că întâmpin din nou probleme de bani. Rog să-mi spuneți. În continuare, aș vrea să vă propun primul demo și anume felul în care se configurează sincronizarea de conturi folosind DirSync. În acest scenariu, eu am o mașină virtuală care rulează Windows Server și Active Directory pe care vreau să o sincronizez cu instanța de Azure Active Directory din. Pentru că am făcut deja acest lucru, am capturat imaginile, deci secvențele din Wizard și vă voi prezenta cu capturi de ecran. Bineînțeles că această sincronizare, această configurație de sincronizare se realizează o singură dată, după care sincronizarea se realizează automat, periodic, la intervale pe care le putem configura. Deci începem prin a downloada DirSync, pe care o găsiți în portalul Accounts de la Microsoft Intune și de asemenea ea este disponibilă și dacă aveți subscripție Office 365. Este un executabil relativ mic, 182 de mega și îl instalați pe un server care este membru în domeniu, deci nu trebuie să fie. Pornește Wizard-ul în pagina de Welcome. Apoi trebuie să acceptăm termenii de licență, după care selectăm folderul în care are loc instalarea și va fi instalat această aplicație în directorul local. După care urmează partea de configurare. Această bifă cu Start Configuration Wizard, prin care trebuie să configurăm DirSync să se conecteze la domeniul local și de asemenea la directory. Deci evident trebuie să avem și conectivitate la internet de pe acest server. Din nou în Configuration Wizard avem o pagină de Welcome și după care trebuie să furnizăm credențialele pentru Azure Active Directory. În momentul în care creați subscripția de Microsoft Intune, veți crea un prim cont și acel cont îl puteți folosi pentru a face toate configurările necesare în subscripția de Azure Active Directory. În instanța de Azure Active Directory. Aici eu am folosit un cont și un domeniu creat special pentru subscripția mea. Vedeți că are
Practic aici este un domeniu care se numește Tech Ready Raw on Microsoft.com. By default, în momentul când creați o subscripție de Microsoft Intune, veți primi un domeniu, un subdomeniu din onmicrosoft.com. Dacă doriți să folosiți propriul dumneavoastră domeniu, cum ar fi în cazul meu Tech Ready Raw, atunci va trebui să configurați o înregistrare în DNS-ul public al companiei dumneavoastră și această înregistrare, care este de tip SRV, trebuie să pointeze către serviciile Microsoft Intune, adică manage.microsoft.com. În cazul meu nu am făcut această integrare, așa că folosesc în continuare domeniu, subdomeniu techready.ro on microsoft.com. Deci contul acesta are drepturi de administrator full asupra Azure Active Directory. În continuare, trebuie să-i dau contul de administrator local și nu orice administrator, ci Enterprise Admins, deci un cont care se află în grupul de Enterprise Admins în domeniul local de Active Directory. DirSync va folosi acest cont pentru a sincroniza conturile pe care le pot configura, deci pot sincroniza fie tot domeniul, fie numai un subset dintre conturile respective în Azure Active Directory. Aici avem opțiunea de hybrid deployment. Acest lucru înseamnă că dacă utilizatorii fac sau administratorii fac modificări în Azure Active Directory, acestea pot fi replicate și înapoi în domeniul local de Active Directory. By default, această facilitate nu este activată, trebuie să decideți, bineînțeles, luând în considerare toate securitate, dacă permiteți acest lucru, adică, de exemplu, ca utilizatorii să-și schimbă parola de pe telefonul mobil sau folosind interfața de Software Center Company Portal disponibilă pentru diverse tipuri de device-uri, anume tablete și telefoane mobile. De asemenea, aveți opțiunea de a face și sincronizarea de parole. Dacă doriți să aveți single sign-on, atunci trebuie să activați această sincronizare de parole. Practic, se copiază doar hash-urile, deci nu parolele propriu-zise, astfel încât în momentul când un utilizator se autentifică de pe un device în Azure Active Directory, poate face această autentificare. După care are loc configurarea propriu-zisă și dacă nu sunt probleme, vom avea configurare completă. Urmează prima sincronizare și această sincronizare se va repeta, by default e la interval de 8 ore. De asemenea, există command letter PowerShell, practic există un modul de PowerShell pentru DirSync, cu ajutorul căruia puteți trigăra manual sincronizarea de conturi sau pe un schedule, dacă doriți să faceți mai des această sincronizare. Deci, aceasta ar fi cea mai rapidă metodă prin care puteți sincroniza domeniul local de Active Directory cu Azure Active Directory. Varianta mai complexă, dar care vă permite să aveți mai multe funcționalități în ceea ce privește sincronizarea, este să folosiți Active Directory Federation Services. Practic tot așa, în domeniul local Active Directory veți alege un server membru și pe acesta veți instala rolul de Active Directory Federation Services. Se va realiza, veți configura după aceea o relație de trust, să-i spunem, sau de federation între domeniul local de Active Directory și Azure Active Directory care rulează în cloud la Microsoft. Cu ajutorul ADFS puteți controla mult mai detaliat ce anume sincronizați în Azure Active Directory și de asemenea puteți să vă integrați și cu alte organizații care folosesc ADFS. Ok, am discutat până acum despre faptul că avem nevoie de Azure Active Directory și că trebuie să facem sincronizarea conturilor din domeniul local Active Directory dacă dorim să avem single sign-on. În continuare, vom discuta despre funcționalitățile oferite de Microsoft Intune în configurația
cloud only, adică avem doar o subscripție de Microsoft Intune în cloud și cu ajutorul acesteia putem gestiona direct device-urile mobile și eventual calculatoare, desktop-uri și laptop-uri. În această configurație, managementul se face din cloud, administratorul va folosi portalurile puse la dispoziție de Microsoft Intune. Există un accounts portal cu ajutorul căruia putem gestiona instanța de Azure Active Directory și un admin portal cu ajutorul căruia putem gestiona device-urile. Putem gestiona atât calculatoare cu Windows, începând de la Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, bineînțeles și 8.1, și de asemenea device-uri cu Windows RT, adică acele tablete, Windows Phone 8 și 8.1, iOS, adică iPhone, iPad și Android. Toate acestea sunt gestionate direct din cloud. Există însă diferență între felul în care sunt gestionate device-urile cu Windows. Pentru acestea va trebui să instalăm un agent pe calculatoarele cu Windows XP, Windows 7, Windows 8, deci e un agent care se downloadează din pagina de administrator a portalului. Aceste calculatoare se pot afla fie pe internet, fie în rețeaua locală, iar comunicația se face pe HTTP sau HTTPS. Deci, practic, dacă dorim să gestionăm calculatoarele din rețeaua locală, va trebui să deschidem portul 80 sau 443 prin firewall. Avem o instanță de Active Directory internă, deci un domeniu Active Directory, și pentru acest scenariu am decis că voi face sincronizarea cu DirSync, exact în modul în care l-ați văzut configurat anterior. Iar administratorul poate gestiona atât calculatoarele cu Windows, cât și device-urile folosind interfața pusă la dispoziție de Intune. Deci acesta este scenariul pe care îl discutăm în continuare. Avem două portaluri și acestea sunt Account Portal, care este un portal de unde se poate face gestiunea instanței Azure Active Directory. Și de asemenea avem Admin Portal, cu ajutorul căruia puteți gestiona toate funcționalitățile oferite de Microsoft Intune. Și în continuare aș vrea să vă arăt aceste portaluri. Deci, pentru a vedea puțin cum arată interfața, mai puțin să fac comutarea, avem aici portalul de conturi. Asta este practic interfața prin care puteți gestiona conturile din Azure Active Directory și aici aveți un dashboard, puteți să vizualizați felul în care se configurează single sign-on și puteți citi documentația. Aveți o listă de conturi și, de exemplu, aici pentru acest cont care este cu aceste săgețele, acesta a fost sincronizat dintr-un domeniu local de Active Directory. Și pentru ca acest cont să poată să-și înroleze device-uri, el trebuie să fie adăugat în grupul Microsoft Intune, deci observați această bifă. În momentul când adăugați unul dintre conturile sincronizate la grupul Microsoft Intune, sumă una dintre licențele din cadrul subscripției. Eu am avut, de exemplu, 25 de licențe, și anume pentru 25 de useri care își pot înrola device-uri. Fiecare user își poate înrola până la 5 device-uri. Licențierea la Intune se face per user și, așa cum am spus, fiecare user poate să-și înroleze până la 5 device-uri folosind aceeași licență. Deci, revenind, în momentul în care adăugați un user în grupul Microsoft Intune, acel user va putea să-și înroleze device-uri și va putea să-și le gestioneze folosind interfața Intune, va recepționa policies pe acele device-uri, va recepționa aplicații care sunt publicate de de acest lucru consumă o licență pentru fiecare user pe care îl adăugați în grup. Aveți aici detalii
acestea sunt sincronizate din domeniul local de Active Directory. Observați notița de sus, deci este, acest cont a fost sincronizat din Active Directory, din acest motiv nu pot modifica aceste opțiuni pentru că ele sunt sincronizate one way, eu nu am activat modul de lucru hibrid. Și de asemenea avem setări suplimentare, oricare din userii pe care îi sincronizez pot primi permisiuni pentru a avea roluri suplimentare în Microsoft Intune. By default, utilizatorii primesc doar dreptul de enrollment și vor fi utilizatori obișnuiți. De asemenea, pot bloca accesul unui utilizator de pe orice încât să nu mai primească politici și să nu mai primească aplicații din cadrul companiei. De asemenea, aici avem grupuri. Și grupuri sunt de asemenea sincronizate din directorii, deci din nou aceste săgețele. Domenii se face sincronizarea. Vedeți aici domeniul care a fost creat special în momentul când am creat subscripția. Dacă doriți să schimbați acest sufix, așa cum am spus, puneți în DNS-ul dumneavoastră public o înregistrare de tip SRV care să pointeze către manage.microsoft.com și atunci puteți folosi chiar domeniul dumneavoastră, cum ar fi în cazul meu tecredit.ro. De asemenea, puteți gestiona licențele care sunt achiziționate în cadrul subscripției. Vedeți că eu am 25 de useri și, bineînțeles, puteți plasa cereri de suport sau puteți vedea starea serviciilor. De asemenea, aveți un al doilea portal care se numește Admin Portal. Am avut surpriza plăcută azi dimineață când m-am logat să observ că mi-au upgradat tenantul la noua versiune de Microsoft Intune. Săptămâna trecută încă era interfața veche, deci puteți observa și dumneavoastră. Acum seamănă foarte mult cu interfața de la Microsoft Azure. Și aici este un dashboard cu ajutorul căruia pot vedea informații despre starea generală a, să zicem, calculatoarelor și device-urilor care sunt gestionate prin Intune. Tot aici puteți vedea informații despre grupuri, diverse grupuri care pot fi folosite pentru a ținti, să zicem, anumite aplicații sau politici către un grup mai mare sau mai mic de utilizatori sau de device. Vreau să mă reautentific, îmi cer scuze. Deci, pentru din motive de securitate, sesiunea expiră periodic. Numai puțin. Îmi cer scuze pentru această întrerupere. Portalul de administrare îl puteți accesa și din consola de accounts, de aici, din partea de sus, Admin Console. Haideți să facem reautentificarea. Observați că folosesc contul de administrator full. În felul ăsta avem acces la toate funcționalitățile oferite. Aici vedeți informații despre grupuri și de asemenea avem niște grupuri predefinite pentru toate device-urile mobile, pentru toate computerele și puteți vedea ce device-uri fac parte din fiecare grup. Aici, de exemplu, o să observați celălalt laptop pe care l-am înrolat în subscripția de Microsoft Intune și vedeți că este Windows 7 Home Edition. Home Premium Edition. În mod normal, acest calculator nu ar putea fi inclus într-un domeniu Active Directory, pentru că este ediție Home, dar vedeți că el poate fi gestionat de către Intune. În cadrul Microsoft Intune aveți funcționalitatea de patch management, software updates. Bineînțeles că acest lucru este controlat, centralizat într-un mod similar cum s-ar face dintr-o consolă de VSUS. Puteți aproba update-urile și acestea vor fi instalate automat pe sistemele gestionate direct de la Microsoft Update, deci calculatoarele care sunt pe internet, evident, vor lua patch-urile de la Microsoft Update.
Bineînțeles, acest lucru este valabil pentru device-urile care suportă Microsoft Update, adică calculatoarele cu Windows sau cu Windows RT. Avem de asemenea partea de Endpoint Protection, adică soluția de anti-malware de la Microsoft. În momentul în care instalați agentul de Intune Windows, se instalează automat și antivirusul și veți putea gestiona centralizat toate aceste antivirus prin interfața de la Microsoft Intune. De asemenea, puteți configura alerte pentru diverse evenimente care au loc, adică update-uri care trebuie instalate, alarme de la Endpoint Protection, new malware, de exemplu, ia să vedem ce malware am descoperit pe calculatorul meu. Și vedeți aici o listă de malware. Acestea sunt în general malware care apare în momentul când vizităm site-uri, chiar și pe unele ziare online din România, în momentul când le vizitați, apar, sunt acolo scripturi sau ActiveX-uri care încearcă să salveze DLL-uri local și care după aia vor să le execute. Foarte util în acest scop este să aveți activat User Account Control. Observați că în acest caz Endpoint Protection a sesizat malware-ul respectiv și l-a blocat. De asemenea, puteți face distribuție de software și puteți încărca aici aplicații, fie MSI, tipuri de device-uri, pachetul corespunzător și puteți face deploy către un grup de device-uri. De asemenea, puteți face software asset management și anume, dacă aveți, de exemplu, un contract de licențiere de volum cu Microsoft și furnizați numărul contractului sau agreement-ului, Microsoft Intune vă va putea spune, în comparație cu numărul de licențe care sunt incluse în contract, câte instalări din acel software aveți pe calculatoarele care sunt gestionate. Deci va compara numărul de licențe din contractul de Volume Licensing Agreement cu numărul de instalări care au fost detectate pe device-urile gestionate, deci software instalat. De asemenea, aveți partea de reports și aici la reports puteți vizualiza diverse rapoarte cu privire la starea infrastructurii, inventar pentru calculatoare, pentru mobile devices. De exemplu, o să încerc să rulez acest computer inventory reports pentru toate device-urile, toate sistemele de operare și să vedem dacă putem vizualiza. Imediat. Raportul este generat și este afișat în browser. Și observați aici un raport care conține informații despre calculatorul care este înrolat în Intune. Da? Acesta este celălalt laptop despre care v-am povestit. Ajungem în cele din urmă la policy și aici aș vrea să vă arăt setările specifice pentru device-uri mobile. Înainte de a continua demonstrația, să discutăm câteva slide-uri. Am o întrebare deja din panoul de Q&A. Eduard întreabă dacă la device-uri putem gestiona și Apple MacBook, de exemplu. Voi arăta imediat suportul pentru diverse tipuri de device-uri, dar răspunsul este că aceste device-uri, deci desktop-uri și laptop-uri de la Apple, sunt gestionate prin Configuration Manager, instalând un agent de Configuration Manager. Deci Intune poate gestiona doar device-uri care rulează iOS, adică iPhone și iPad, deci tablete și telefoane. Și aici vedeți suportul pentru diversele platforme de device-uri mobile. Intune poate gestiona direct telefoane cu Windows Phone, versiunea 8 și 8.1, de asemenea tablete cu Windows RT, atât versiunea 8.0 cât și 8.1, calculatoare cu Windows, începând de la Windows XP,
și până la Windows 8.1. Ceea ce vedeți în acest tabel reprezintă, de fapt, modul de lucru în care Windows 8.1 este înrolat ca mobile device. Deci este o versiune de Windows care nu este făcută join într-un domeniu local, ci este gestionată prin internet ca un mobile device. Și acest lucru este posibil pentru ultima versiune de Windows, și anume 8.1. De asemenea, suportă managementul device-urilor de tip iOS, adică iPhone, iPad. Pentru acest lucru se instalează așa numitul Company Portal App, care se instalează din App Store, din App Store-ul de la Apple, și cu ajutor, prin intermediul căreia se face enrollment-ul device-ului, astfel încât să fie gestionat de către Microsoft Intune. Mai sunt niște cerințe suplimentare. Trebuie să obținem un certificat, Apple Push Notification Certificate, APN, cu ajutorul căruia device-urile, de fapt, vor accepta să fie gestionate de către Microsoft Intune. Fiind device-uri Apple, au tendința să nu aibă încredere așa în alți furnizori. De asemenea, putem gestiona device-uri cu Android. Pentru asta vom instala de asemenea aplicația Company Portal, care se află în Google Play, deci există o variantă a aplicației Company Portal în Google Play, și odată instalată putem să enrolăm device-urile și acestea vor începe să recepționeze politici și aplicații de la Intune. Deci acesta este suportul privind platformele ce pot fi gestionate, platformele de device-uri mobile ce pot fi gestionate prin Microsoft Intune. După ce înrolăm device-urile, putem gestiona diverse setări de configurație și vedeți aici o listă, setări de securitate, de încriptare, de malware, pentru managementul datelor aplicație sau diverse capabilități ale device-ului, cum ar fi de camera foto sau partea de wireless sau NFC, depinde de capabilitățile fiecărui hardware în parte. Aș vrea să menționez un lucru important. Pentru managementul device-urilor mobile nu se instalează un agent sau o aplicație pe device-ul respectiv. Acel company portal de care vă povesteam este, dacă vreți, o locație în care se pot regăsi aplicațiile care sunt publicate de către administrator, dar acela nu este un agent, nu e un agent de management, ci pur și simplu o aplicație care se instalează din store. Intune, pentru a gestiona un device, de fapt are loc un proces de enrollment prin care device-ul acceptă să primească politici de la Intune și prin intermediul acestor politici putem seta diverse configurații, dar acestea depind foarte mult de capabilitățile device-ului. Din acest motiv veți vedea diferențe între diversele platforme cu privire la capabilitățile și la setările de configurație ce se pot realiza pe fiecare dintre aceste device-uri. Și acest lucru este datorat faptului că nu se instalează un agent sau un container, cum sunt la alte soluții de management, ci practic managementul device-ului se face folosind capabilitățile acestuia. Deci, practic, capabilitățile de management incluse în device. De asemenea, tot prin Intune putem face deploy de software pentru diverse tipuri de pachete. Ați văzut partea de reporting și funcționalități cum ar fi remote wipe, remote lock și passcode reset. Aici aș insista puțin pentru că acestea sunt funcționalități specifice pentru mobile device management. Scenariul pe care se dorește a fi acoperit este în momentul în care pierdem controlul asupra device-ului, fie îl pierdem, fie este furat, cel care îl găsește să nu aibă acces la date, pentru că de multe ori stocăm date importante pe device-ul respectiv, e-mail-ul, documente și așa mai departe, și am vrea ca, dacă îl găsește cineva, să nu aibă acces la aceste date. Și atunci avem aceste scenarii de remote wipe, prin care, prin politică, instruim device-ul să fie să se reseteze la factory default, fie să șteargă doar
datele. Deci aici avem două scenarii, avem full wipe, care resetează device-ul la factory default, dar de asemenea avem și selective wipe. Deci un full wipe aduce device-ul direct înapoi la factory settings, adică îl resetează complet. Selective wipe va șterge doar datele și aplicațiile care au fost instalate prin intermediul Intune. De exemplu, dacă administratorul a instalat aplicații prin Intune sau a configurat e-mail-ul sau alte lucruri, aceste setări de configurație vor fi șterse, dar aplicațiile care au fost instalate anterior de utilizator vor rămâne în continuare acolo. Acest lucru ne acoperă și scenariul Bring Your Own Device, în care device-ul respectiv nu este proprietatea companiei, ci utilizatorul își aduce device-ul lui de acasă, telefonul sau tableta, și le înrolează în Intune și atunci primește aplicații sau își poate citi e-mail-ul de pe acel device. Administratorul va avea doar un control parțial asupra device-ului, în sensul că poate face un selective wipe. De asemenea, putem face un remote lock sau putem reseta parola pentru device dacă este configurată parolă pentru sau PIN code pentru a accesa device-ul și utilizatorul l-a uitat, atunci poate fi resetat de către administrator. Vedeți aici nivelul de suport oferit de diversele platforme pentru Selective Wipe și sunt împărțite pe patru tipuri de conținut, și anume aplicații care sunt instalate de companie, setări, agentul de management, dacă există, și e-mail. Și pentru fiecare dintre platformele suportate observați nivelul de funcționalitate oferit. De exemplu, pentru Windows 8.1, care este înrolat ca mobile device, și Windows RT, avem diverse nivele de suport. De exemplu, se poate șterge e-mail-ul. Da? Pentru celelalte platforme, acest lucru nu este deocamdată suportat. Încă o dată, acest lucru depinde de capabilitățile fiecărui tip de device. Dacă este, de exemplu, Windows Phone, în momentul când facem un selective wipe, aplicațiile care erau instalate prin company portal sunt dezinstalate, setările de configurație prin Intune Policy nu mai sunt enforsate. În cazul ăsta nu avem un agent built-in, deci pentru că de fapt să folosesc capabilitățile de... nu avem un agent care să fie instalat sau dezinstalat, pentru că capabilitățile de management sunt incluse în telefon și în acest scenariu nu este suportată ștergerea e-mail-ului. Acest lucru va putea fi făcut, o să vedem, separat prin e-mail profiles. Dar acesta este nivelul de suport pentru Windows Phone când este gestionat direct prin Microsoft Intune. Similar avem pentru celelalte platforme, nu o să insist aici, am vrut doar să menționez că atunci când discutăm despre Selective Wipe, pe diverse platforme nivelul de suport este diferit, adică Selective Wipe pe Windows Phone va fi diferit față de Android sau față de alte platforme. În momentul în care vrem să configurăm o subscripție de Windows de Microsoft Intune, bineînțeles, va trebui să facem sincronizarea inițială, fie cu DirSync, fie ADFS. Dacă dorim să folosim propriul nostru domeniu pentru management, atunci trebuie să creăm o înregistrare în DNS-ul public. În continuare vom configura policy-ul pentru mobile devices și vă voi demonstra acest lucru imediat. Și de asemenea, trebuie să setăm Mobile Device Management Authority la Microsoft Intune. Aici aș face o paranteză, pentru că este un lucru important. Trebuie să decideți de la bun început dacă device-urile vor fi gestionate de către Intune în configurația standalone sau cloud only, adică veți folosi consola de administrare din browser și nu aveți un Configuration Manager instalat local sau nu doriți să faceți integrarea cu acesta, și atunci totul va fi gestionat din cloud, din Microsoft Intune. În acest caz, Mobile Device Management Authority va fi setat la Intune.
Dacă aveți System Center Configuration Manager instalat în rețeaua locală și doriți să să configurați modul unificat de management, atunci va trebui să instalați un conector și despre asta vom discuta în următoarea secțiune, dar în acest moment Management Authority va fi, sau Mobile Device Management Authority va fi Configuration Manager și va trebui să evitați să folosiți consola din browser și să folosiți consola de Configuration Manager. Decizia asta trebuie luată la început, pentru că odată luată nu mai puteți să faceți modificări. Adică dacă ați decis să mergeți în modul unificat cu Configuration Manager, nu mai puteți trece înapoi la modul de lucru standalone. Deci o să revin și o să vă arăt în demonstrație de unde se configurează aceste lucruri din interfață. Pentru a face enrollment-ul device-urilor, există niște cerințe suplimentare și care sunt puțin complexe la început, dar după care enrollment-ul se realizează foarte simplu. Astfel, pentru Windows Phone, versiunea 8 sau 8.1, trebuie să obținem un Code Signing Certificate de la Symantec. Și aici aș vrea să fac o paranteză de ce este necesar acest lucru. Începând de la Windows Vista în sus, de fapt chiar și de la XP a început acest lucru, dar de la Windows Vista și mai târziu Windows 7 și așa mai departe a fost enforsat, Microsoft a luat decizia să semneze toate fișierele executabile din sistemul de operare Windows cu certificate digitale, astfel încât să poată fi recunoscute fișierele originale ale Windows-ului sau să se poată detecta dacă acestea au fost modificate. Deci a fost o măsură de securitate, dacă vreți. Toate fișierele din sistemul de operare Windows și inclusiv la Windows Phone, care respectă aceleași reguli, sunt semnate cu certificate digitale de la Symantec. Și pentru a putea instala aplicații sau pentru a, în general, să facem deployment pentru politici și așa mai departe, trebuie ca acestea să fie de asemenea semnate ca să fie acceptate de sistemul de operare. Și atunci este necesar pentru a putea face managementul device-urilor, în cazul ăsta cu Windows Phone, să achiziționăm un certificat de code signing și pe care să-l instalăm în Intune sau o să vedem mai târziu în Configuration Manager. Și cu ajutorul acestui certificat vor fi semnate toate politicile, toate aplicațiile care vor fi făcute deploy către device-uri și în felul ăsta device-ul le va accepta pentru a putea fi instalat. De altfel, device-ul va refuza aceste lucruri. Deci asta este o cerință specifică pentru a putea face managementul Windows Phone atât versiunea 8 cât și 8.1. Similar, pentru tabletele care rulează Windows RT, Windows RT 8.1, sau Windows 8.1 gestionat în modul ca și mobile device. De asemenea, trebuie să puteți să obțineți side loading keys dacă doriți să instalați aplicații din acelea modern UI, deci touch enabled pentru Windows 8 sau 8.1 și doriți să le instalați folosind pachete. Evident că o altă variantă ar fi să le publicați în Windows Store și să le instalați de acolo, în moment în care ele vor fi acceptate automat, dar bineînțeles dacă doriți să folosiți pachete cu aceste aplicații, aveți aplicații dezvoltate in-house, atunci va trebui ca să obțineți acele side-loading keys. De asemenea, aplicațiile trebuie să fie semnate cu certificate digitale, fie de un certificat propriu emis de autoritatea dumneavoastră și care să fie recunoscut de device-uri, fie de la o autoritate de certificare externă. Pentru iOS, de asemenea, avem nevoie de un certificat obținut de la Apple, Apple Push Notification, anume APN, și aici va trebui să ne înregistrăm la Apple și să obținem acest certificat care este gratuit, spre deosebire de Code
certificatul de la Symantec, care costă aproximativ $300. La Android nu există cerințe speciale. Acolo, pentru a putea face enrollment-ul, trebuie pur și simplu să instalăm aplicația Company Portal, care se găsește în Google Play, în portalul de aplicații de la. Deci acestea ar fi cerințele pentru enrollment. După ce facem enrollment-ul, vom putea configura toate aceste setări cu ajutorul politicilor. Înainte de a discuta despre Unified Management, aș vrea să vedem o parte dintre aceste setări disponibile în consola de Intune, să vedem cum le putem configura. Ajunsesem la secțiunea de policy și, dacă îmi permiteți, o să fac un refresh. Mă asigur că sunt în continuare logat în cadrul portalului, să vedem dacă mai trebuie să mă reautentific. Cu ajutorul policy-urilor, politicilor pe care le puteți configura în portalul de administrare de la Intune, puteți seta diverse elemente de configurație de la device-urile gestionate. Bineînțeles, așa cum am menționat puțin mai devreme, acest lucru diferă pentru fiecare tip de. Dacă vreau să creez o politică, pot face o politică generală, de exemplu, settings, sau politici specifice pentru diverse platforme. Și observați aici, pentru Android, pentru iOS, Windows, sau managementul setărilor de configurație pentru Agent, în momentul când aveți o calculatoare cu Windows pe care aveți instalat Agent și așa mai departe. Haideți să facem o trecere setărilor de device pentru device-uri mobile cu setări generale care se regăsesc în majoritatea platformelor. Și facem aici o politică custom. Să vedem ce opțiuni avem disponibile și le vom trece pe scurt în revistă. Să zicem MDM settings. Aici aveți un nume și o descriere pentru politică și în continuare, observați aici, puteți seta diverse elemente de configurație și pentru fiecare dintre acestea spune și platformele pe care se poate politică și puteți să configurați, de exemplu, să cereți o parolă pentru la deblocarea mobile device-ului, tipul de parolă, dacă e alfanumeric sau numeric, numărul de minim de caractere. Bineînțeles, asta depinde de fiecare platformă. Deci, minimum password length. Dacă permite parolele simple sau complexe, după câte minute se activează blocarea ecranului, putem activa expirare, adică după o anumită perioadă parola e schimbată. Putem seta diverse alte configurări, de exemplu, pentru fingerprint unlock, care este suportat pe anumite tipuri de device-uri. Putem configura încriptare, bineînțeles, acest lucru depinde de capabilitățile platformei, deci dacă telefonul sau tableta respectivă suportă acest lucru, atât pentru, să zicem, storage intern sau pentru external storage cards. De asemenea, dacă device-ul are anti-malware, de exemplu pentru anumite tablete, cum ar fi cele cu Windows RT, putem să configurăm acest lucru. Putem să, de exemplu, să activăm Network Firewall sau Smart Screen. După, pentru setările de sistem, putem de asemenea, iarăși în funcție de capabilitățile platformei, vedeți în cazul ăsta este suportat doar pentru tabletele cu Windows RT sau Windows 8.1. Dacă se permite capture, de exemplu, pentru anumite tipuri de device-uri, deci când aici activăm politica, implicit este dezactivată, și apoi spunem dacă permitem sau nu screen capture, de exemplu nu sau
Deci nu permitem screen capture. User account control, certificate, încă o dată toate acestea depind, diferă destul de mult de la o platformă la alta. Pentru protecția documentelor salvate în cloud, de exemplu, avem backup la iCloud, care e suportat pe iOS, PhotoStream la iCloud, Encrypted Backup în cloud, de asemenea vezi că e doar pentru iOS. Deci pentru fiecare tip de setare vă spune și platforma pe care acest lucru este suportat. Sincronizarea de conturi, de exemplu la Windows Phone 1.1 puteți să vă adăugați un Microsoft account, cum era cunoscut înainte Live ID, sau Google account, dacă este permis pentru anumite tipuri de device-uri. De asemenea, setări pentru mobile devices, în ceea ce privește felul în care se face managementul e-mail-ului. Și aici, bineînțeles, iarăși depinde dacă aceste lucruri sunt suportate de device-ul respectiv. Setări de browser, de exemplu, dacă se permită browserul default, autofill, pop-up blocker și iarăși pentru fiecare vedeți pe ce platforme sunt suportate, security levels pentru acele sisteme de operare care au Internet Explorer, de exemplu pe Windows 8.1 și alte setări de securitate pentru browser. Pentru aplicații, de exemplu, putem bloca sau permite accesul la Application Store. Acest lucru este permis pentru platforma Windows Phone 1.1, iOS sau Samsung, Knox. Deci, iarăși, depinde dacă este suportat de device-ul respectiv, dacă permitem videoconferencing, dacă permitem rularea de jocuri, da? Sau setări pentru activarea sau dezactivarea funcționalităților de hardware. De exemplu, putem bloca accesul la camera device-ului respectiv pentru a putea face poze sau video, removable storage, dacă se permite introducerea de carduri externe, microSD sau alte lucruri, să permită sau nu accesul pe wireless, să activeze sau să dezactiveze funcția de geolocație din telefon, NFC, Bluetooth și așa mai departe. Pentru setările de roaming putem permite roamingul de voce sau de date, deci depinde de politica companiei. Și de asemenea avem anumite facilități care iarăși sunt permise pe anumite platforme, de exemplu Voice Assistant, Voice Dialing, Copy and Paste și așa mai departe. Deci vedeți că pentru fiecare setare avem și platformele pe care această setare este suportată. Recomandarea aici ar fi să folosiți o politică generală care să se aplice la toate device-urile gestionate, în care să puneți, de exemplu, politicile de parole și alte politici care sunt suportate pe majoritatea device-urilor și să faceți politici specifice pentru fiecare platformă, așa cum ați văzut puțin mai devreme, și care să conțină setări particulare și care sunt suportate doar pe acea platformă. O să dau cancel aici. Mai vreau să vă arăt la secțiunea de administrator că aici la Mobile Device Management, Mobile Device Management Authority nu este în acest moment Microsoft Intune, ci este setată la Configuration Manager. Și asta înseamnă că ar trebui să evit să fac schimbări de configurație din consola de Microsoft Intune, pentru că în acest moment subscripția de Intune este configurată să funcționeze în modul unificat cu Configuration Manager și în consecință ar trebui să fac toate aceste setări de politici și așa mai departe din consola de Configuration Manager. Acesta este motivul pentru care am evitat să creez și să schimb o politică, pentru că în acest moment se folosește modul unificat. Revenind la prezentare, în continuare vom discuta felul în care putem face managementul unificat folosind Intune și Configuration Manager. Deci, în acest scenariu vom integra subscripția de Intune care funcționează în cloud
cu o instanță de Configuration Manager care este instalată local. Deci avem Intune, pe care deja l-ați văzut, funcționează în cloud, în data centerele Microsoft, și avem o instanță de System Center Configuration Manager 2012, fie versiunea SP1, fie R2, este recomandat să avem întotdeauna ultima versiune, în cazul nostru este versiunea 2012 R2, și cu ajutorul acestei instanțe de Configuration Manager vom face gestiunea device-urilor sau calculatoarelor din domeniul local. De exemplu, avem aici calculatoare cu XP, Vista, Windows 7, Windows 8, care sunt în domeniul local de Active Directory și pe care putem instala clientul de Configuration Manager. Și, de asemenea, avem device-uri cu Windows RT, Windows Phone, iOS și Android, care, bineînțeles, pot fi gestionate doar prin Intune. Și am vrea să integrăm aceste două soluții de management astfel încât să le gestionăm prin intermediul unei singure console. Acest lucru este realizat cu ajutorul unui conector, deci puteți configura conectorul de la Configuration Manager la Microsoft Intune. Prin acest conector, Configuration Manager va afla informații desrolate în Intune, deci în momentul când ne înrolăm Phone sau un iOS sau un Android, Intune va face un inventar hardware și parțial de software pentru device-ul respectiv și va transmite aceste informații către Configuration Manager care rulează on-premise. De asemenea, administratorul va putea configura politici și profile, o să vedem imediat, și cu ajutorul acestora, acestea vor fi transferate prin Intune Connector către serviciul Intune și de acolo vor fi transmise către device-urile care se conectează Intune. Dacă aveți și Exchange, fie on-premise, fie în Office 365, puteți set dintre setările de configurație ale device-urilor prin Active Sync Policy, dar acestea sunt doar setări minimale, comparație cu setările care pot fi configurate prin politica de trimisă prin Intune. Deci este decizia dumneavoastră dacă vreți să folosiți în continuare Active Sync Policy sau doriți să folosiți Intune pentru a face managementul setărilor de configurație. Ca și o paranteză, Exchange Active Sync Policy poate fi folosită pentru device-urile care nu sunt suportate de Intune, și anume versiuni mai vechi de telefoane sau de tablete care au suport de Active Sync, dar nu pot fi înrolate în Intune. Deci haideți să vedem cum putem face managementul dispozitivelor modul integrat. Observați că atunci când funcționăm în modul integrat, combinăm suportul de platformă din și Configuration Manager. Deci Configuration Manager poate să gestioneze foarte bine calculatoare cu Windows și chiar și servere cu Windows. Asemenea, calculatoare cu macOS, deci desktop-uri și laptop-uri de la Apple. Și de asemenea Unix, Linux. Toate aceste platforme sunt gestionate direct folosind un agent, agentul de Configuration Manager. Windows Intune, de asemenea gestiona calculatoare cu Windows, Windows Client, dar de asemenea gestionează și device-uri, telefoane mobile și tablete cu Windows Phone, Windows RT, iOS și Android. Deci în modul de lucru integrat, practic avem suport complet pentru toate aceste platforme. Câteva dintre cerințele preliminare pentru a configura integrarea dintre Intune și trebuie să avem ultima versiune de Configuration Manager și aceasta este 2012 R2. Trebuie să fi creată anterior o subscripție de Intune și asta ați văzut-o în demonstrația anterioară și așa numitul Windows Intune Connector și asta vă voi demonstra în continuare. Pentru a putea face enrollment-ul device-urilor cu Windows Phone și iOS, avem aceleași cerințe pentru certificate, respectiv pentru Windows Phone ne trebuie un Code Signing Certificate de la Symantec, respectiv la iOS ne trebuie un Apple Push Notification Service Certificate pe care îl obținem de la Apple. Haideți să vedem cum configurăm
subscripția și conectorul de Windows Intune. Avem din nou o demonstrație cu capturi de ecran, pentru că am realizat deja această integrare. Voi trece în revistă setările, mergem la, în consola de Configuration Manager, la secțiunea Administration și aici avem Windows Intune Subscription și în continuare vom configura subscripția pe care am creat-o pentru Microsoft Intune. Practic va trebui să-i dăm credențialele pentru a se conecta subscripție, deci să facem sign-in. După care ne avertizează că dacă realizăm între Intune și Configuration Manager, Mobile Device Management Authority va fi setată permanent la Configuration Manager și nu voi mai putea reveni la modul standalone. Deci acest lucru l-am explicat anterior, trebuie să luăm această decizie de la început pentru că nu mai putem să schimbăm. După care facem sign-in cu contul de administrator din subscripția de Intune, îl observați aici. Și după ce am făcut sign-in, ne avertizează încă o dată cu privire la management înțeles și trebuie să fim de acord cu acest lucru. După ce am făcut sign-in, putem continua wizard-ul, deci avem acces la butonul de next și putem face câteva configurări. De exemplu, putem specifica din instalarea locală de Configuration Manager care este colecția de useri și subliniez de user, nu de device-uri, pentru că dacă avem Active Directory User Discovery, conturile din domeniul de Active Directory sunt băgați în colecțiile de user din Configuration Manager și acești useri vor avea dreptul să-și înroleze device-uri. În cazul ăsta am selectat All Users, adică toți userii vor avea voie să-și înroleze device-urile și am mai completat aici niște informații, cum ar fi numele companiei, schema de culori și care este site-ul de Configuration Manager care va gestiona subscripția de Intune. După care va trebui să-i spun ce platforme vreau să gestionez prin intermediul acestei subscripții. Android, pentru că la momentul în care am configurat această subscripție nu aveam certificatele necesare pentru celelalte platforme. După care pot personaliza company portalul, incluzând un logo, astfel încât utilizatorii să identifice foarte ușor faptul că acea aplicație provine de la compania noastră. Și finalizez setările de configurație. Ulterior pot reveni la aceste setări și le pot modifica. Deci am configurat subscripția. Deci practic în acest moment instanța locală de Configuration Manager are cunoștință despre subscripția de Intune și poate să gestioneze device-urile mobile prin intermediul acesteia. Pasul următor ar fi să configurez conectorul de Intune, adică acel conector prin care se vor trimite politicile și prin care pot primi informații de la serviciul Intune care rulează în cloud. Deci să vedem. Acest conector de Intune este instalat în Configuration Manager și va apărea ca un distribution point. Adică eu în momentul în care vreau să fac distribuția unei aplicații prin Intune, va trebui să pun pachetul cu aplicația respectivă pe acest distribution point, să-i spunem, care vedeți că apare ca manage.microsoft.com. Deci este un distribution point în cloud. Haideți să vedem cum se realizează acest lucru. Mergem la site-ul local de Configuration Manager și adăugăm un nou site system role la serverul existent de Configuration Manager. Aici sunt setările generale. Trebuie să spunem dacă accesăm internetul prin proxy. E util pentru că trebuie să avem conectivitate la internet pentru a configura acest conector. Și aici avem Windows Intune Connector ca site system role în lista de roluri pe care le putem instala. Acest rol nu apare decât dacă am configurat anterior subscripția. Deci dacă nu îl vedeți în listă, înseamnă că nu ați configurat subscripția sau nu se poate face autentificarea prin acea subscripție.
Și asta e tot. Deci, practic, la conector nu trebuie decât să-l instalăm și din acest moment Configuration Manager va vedea Intune ca un distribution point și prin intermediul acestuia va putea publica aplicații către device-urile mobile și de asemenea tot prin Intune Connector va putea trimite politicile pe care le voi configura eu în consolă. Acum să discutăm cum se face enrollment-ul pentru device-urile mobile. Enrollment-ul este similar, indiferent că faceți managementul în varianta cloud-only sau în modul unificat, cerințele sunt similare. Trebuie să avem acele certificate pentru Windows Phone și pentru device-urile Apple. Și hai să vedem două tipuri de enrollment. Mai întâi trebuie să discutăm ce condiții trebuie să avem pentru a putea face enrollment-ul. În primul rând, trebuie să avem o subscripție de Azure Active Directory, care trebuie să fie o instanță de Azure Active Directory care trebuie să fie sincronizată cu domeniul local de Active Directory, fie cu DirSync, fie cu ADFS. Astfel, utilizatorii care fac enrollment-ul device-urilor vor putea să-și folosească conturile din domeniu Active Directory pentru a se autentifica în momentul când fac acest enrollment. De asemenea, trebuie să avem subscripția de Intune și, bineînțeles, în acest moment am făcut și sincronizarea sau configurarea Intune Connector, astfel încât managementul să se facă prin consola de Configuration Manager. Fiecare utilizator poate să-și înroleze până la 5 device-uri folosind aceeași licență și haideți să vedem care este procesul de enrollment pentru fiecare dintre aceste platforme. Pentru Windows Phone, va trebui să mergem la secțiunea de Company Apps pe telefon. Nu trebuie instalat niciun agent. Practic, capabilitățile de management sunt built-in, sunt incluse în telefon. Și aici trebuie să folosim contul care are permisiunea să facă enrollment. Deci a fost adăugat în grupul de Microsoft Intune și parola care a fost sincronizată în Azure Active Directory folosind fie DirSync, fie ADFS. Dacă nu ați realizat integrarea aceea cu domeniul în care să puneți în DNS-ul extern, să zicem, o înregistrare de tip SRV care să pointeze către manage.microsoft.com, atunci telefonul nu va ști să se conecteze automat la aceste servicii și vă va cere să introduceți serverul de management, în cazul ăsta manage.microsoft.com. Dacă ați realizat integrarea, atunci această pagină nu va mai apărea și enrollment-ul se va realiza automat. Următoarea opțiune este să instalăm Company App or Hub. Acesta este Company Portal Applications, care este, dacă vreți, o aplicație de tip container, să zicem, în cadrul căreia vor apărea celelalte aplicații care vor fi publicate prin intermediul Intune. Observați că în acest moment telefonul este înrolat și va începe să primească politici și aplicații de la Intune. Telefonul se va conecta periodic folosind conexiunile de date disponibile, fie 3G, fie wireless, dacă sunt disponibile, și va lua legătura cu serviciul de Intune care rulează în cloud și va recepționa de acolo politici și aplicații. Aplicația de tip Company Portal, care a fost instalată, o regăsiți în meniul de aplicații de la telefon. Puteți face sign-in cu contul folosit pentru enrollment și în momentul acela veți vedea aplicațiile care sunt publicate de administrator, puteți vedea device-urile înrolate și le puteți face, de exemplu, remote wipe sau reset password, asta ca utilizator, și puteți vedea informații de contact care au fost furnizate de administrator. Deci asta este, dacă vreți, experiența utilizatorului care își înrolează un telefon, care rulează Windows Phone 8 sau 8.1. Pentru device-urile cu Android, procesul este similar, doar că în acest caz va trebui să instalăm aplicația Company Portal care se găsește în Google Play. Deci căutați în portalul Google Play după Intune, găsiți aplicația Company Portal.
În momentul în care doriți să o instalați, vă avertizează că aplicația solicită informații despre device și configurația acestuia. De asemenea, vă avertizează că în momentul în care instalați aplicația, practic administratorul de Intune poate să facă diverse operații, cum ar fi să șteargă datele, să vă pună parolă la device, să blocheze ecranul, să facă remote wipe, să facă disable la cameră. Deci, practic, utilizatorul este avertizat că intră sub controlul și sub managementul furnizat de Intune. După care facem sign-in cu utilizatorului care a fost sincronizat în Azure Active Directory și obținem acces la aplicațiile care sunt publicate de administrator și putem vedea device-urile care au fost înrolate de către acel utilizator. Deci experiența este similară, doar că începe prin instalarea acestei aplicații de tip Company Portal. În continuare, aș vrea să vă arăt câteva dintre politicile și profilele care le puteți configura în modul de lucru unificat atunci când avem integrat Intune și Configuration Manager. Și în cele 10 minute rămase la dispoziție pentru această prezentare, aș vrea să vă fac o introducere în aceste setări. Practic, ceea ce putem configura prin intermediul lui System Center Configuration Manager în modul de lucru unificat cu Intune au fost grupate în consola de Configuration Manager la secțiunea Company Resource Access. Și aici avem Certificate Profiles, VPN Profiles, Wireless Profile. Și despre aceste lucruri aș vrea să vă povestesc în mai întâi despre Certificate Profiles. Cu ajutorul acestor profile sau setări de configurație, device-urile care sunt gestionate de către să înroleze automat certificate de use device-uri. Cum este realizat acest lucru? În domeniul local aveți domeniul Active Directory pe care l-ați sincronizat în instanța de Azure Active Directory. Aveți o autoritate de certificare, deci o infrastructură, și aveți Configuration Manager cu ajutorul căruia gestionați subscripția de Intune prin intermediul Intune Connector. Va trebui să instalați pe un server din domeniul local, un server, serviciu sau rolul de Network Device Enrollment Service. Acesta este un rol din Windows, este disponibil din Windows Server 2012 R2 și îl veți instala pe un server membru din domeniul local și veți publica acest Network Device Enrollment Service prin firewall pe portul 443, deci cu SSL. Acest Network Device Enrollment Service joacă rolul de Registration Authority pentru autoritatea de certificare internă. Device-urile, evident, nu pot accesa direct autoritatea de certificare și atunci, practic, device-urile se vor conecta la acest Network Device Enrollment Service pe protocol HTTPS, deci cu SSL. Protocolul folosit, bazat pe HTTP, este numit Simple Certificate Enrollment Protocol și este peste HTTP, este securizat cu SSL. Cu ajutorul acestui protocol, device-urile se pot enrola pentru certificate, pot face enrollment de certificate, atât pentru user cât și pentru device. Și o întrebare bună ar fi cum află device-urile unde să se ducă pentru a se înrola pentru certificate. Răspuns prin Intune. Practic, din Configuration Manager vom configura o politică de enrollment, așa numitul Certificate Profiles. Și acest Certificate Profile va circula prin Intune Connector, prin Windows Intune, la device-ul respectiv. Din setările din Certificate Profile, device-ul va ști să se conecteze la Network Device Enrollment Service și prin intermediul acestuia să obțină un certificat, fie de user, fie de device. Un scurt demo aici, deci mergem la consola de Configuration Manager
Și aici aș vrea să vă arăt partea de access, certificate profiles, și aici un certificate profile cu ajutorul căruia să facă enrollment pentru un certificat. Primul tip de certificat pentru că care va trebui să facem enrollment va fi un Trusted CA Certificate, respectiv certificatul cu cheia publică a autorității de certificare. Device-urile să aibă încredere ulterior în toate celelalte certificate emise de autoritate. Și pentru asta va trebui să importăm un fișier cu care conține certificatul autorității de certificare, certificatul de root. Nu am în momentul ăsta un astfel de fișier, dar practic asta este procedura. Ulterior va trebui să facem deployment la acest profil către dispozitivele respective. Tot de aici pot crea un certificate profile care să fie de certificate enrollment protocol settings, să zicem device. Cert. Și dacă încerc să merg în continuare, îmi spune că mai înainte trebuie să fac enrollment pentru un Trusted CA Certificate pentru a putea face enrollment la alte tipuri de certificate. În orice caz, de aici puteți configura enrollment-ul pentru certificate. Alte funcționalități care sunt disponibile pentru managementul setărilor de configurație prin intermediul Intune, aici sunt de certificate, puteți înrola certificate pe aceste platforme, .1, Windows Phone, .1, iOS, Android. Următorul subiect pe care aș vrea să-l acopăr aici ar fi acela de VPN profile. Puteți seta o conexiune de VPN pentru fiecare device, astfel încât utilizatorul care folosește device-ul respectiv să nu mai trebuiască să introducă toate aceste setări de configurație manual, ci ele să poată fi configurate folosind politici. Deci, practic, acest VPN profile este, de fapt, un policy care va fi aplicat prin Intune pe device-urile respective. Procedura este similară. Haideți să facem demonstrația pentru acest tip de profile. Mergem la secțiunea de VPN profiles și aici, de exemplu, dacă vreau să creez un nou VPN profile, acesta va conține setările de configurație pentru conexiunea VPN, de exemplu Company VPN. Și vreau doar să vă atrag atenția asupra tipurilor de conexiuni VPN care sunt suportate. Vedeți aici că sunt suportați mai mulți vendori. Bineînțeles, pe device-ul respectiv trebuie să fie instalat deja clientul de VPN corespunzător, adică dacă folosiți un client de VPN third party de la unul dintre acești furnizori, va trebui, de exemplu, folosind software deployment, să instalați mai întâi acel client de VPN. Puteți să-l instalați, de exemplu, din App Store-urile corespunzătoare. Dacă, de exemplu, aleg Microsoft SSL, SSTP, pot configura serverul la care să se conecteze. Și pot să-i pun adresa publică sau FQDN-ul, de exemplu VPN. Asta ar fi numele public al serverului de VPN. De asemenea, trebuie să configurez sufixul care va fi folosit pentru conexiunea aceea VPN și în momentul în care sunt conectat direct la rețeaua wireless a companiei, pot face bypass la VPN, adică să lucrez direct. Ca metodă de autentificare, pot folosi diversele metode de autentificare suportate. Opțional, acestea pot oferi și încriptare. De fapt, încriptarea este asigurată din tipul de protocol ales, în cazul ăsta fiind SSTP, este încriptare cu SSL. Deci este o conexiune de tip SSL VPN. De exemplu, dacă folosesc pe app, pot configura autentificare
cu certificate, adică pe device-ul respectiv fac mai întâi enrollment pentru un certificat și acel certificat îl voi folosi apoi pentru autentificare la conexiunea de VPN. Pot de asemenea configura setările de proxy și aici pot pune fie setarea automată, fie pot specifica proxy serverul, pentru că în momentul în care am o conexiune VPN, default gateway merge prin conexiunea VPN respectivă. De asemenea, pot configura VPN on demand, adică dacă o aplicație încearcă să acceseze o resursă care se află în rețeaua internă a organizației, în momentul acela practic se activează și se conectează automat pe VPN și acesta este VPN on demand. Aici vedeți platformele pe care se poate face configurarea conexiunilor VPN în mod automat. Observați că la Windows Phone avem doar versiunea 8.1. Se poate face și pe 8.0 dacă se instalează acel Enterprise Feature Pack pentru 8.0. Pentru VPN acest lucru încă nu este suportat pentru platforma Android, dar sperăm într-un viitor foarte apropiat și acest lucru se va putea realiza automat. Deci, în acest fel puteți configura un VPN profile, iar pasul următor ar fi să-i faceți deploy către o colecție de device-uri pe care doriți să configurați aceste setări. Următorul subiect, și aici vedeți platformele suportate, așa cum ați văzut și în Wizard, următorul subiect este wireless profiles. Și aici puteți configura automat configurația de wireless, astfel încât device-urile pe care utilizatorii le folosesc în momentul când ajung la sediul companiei să se conecteze automat la rețeaua wireless a companiei cu setările de configurație pe care le specificați dumneavoastră. Aș vrea să trec direct la demonstrație ca să nu pierdem timpul. Haideți să vedem cum putem configura un astfel de wireless profile. Deci mergem aici, Create Wireless Profile, și să vedem ce opțiuni avem la dispoziție. De exemplu, îi dăm un nume, apoi îi spunem numele rețelei și SSID-ul. Asta e o rețea inventată. Se conecteze automat când rețeaua este în apropiere. Se conecteze chiar dacă nu se face broadcast la SSID. Și aici selectăm tipul de autentificare. Evident că dacă este o rețea de companie, nu va fi o rețea open. Deci va trebui să folosim una din metodele de autentificare specifice. Cel mai puternic este VPA2 Enterprise. Putem seta modul de încriptare și AP type. De exemplu, aici putem să folosim PAP și în continuare să folosim, de exemplu, tot autentificarea cu certificate la rețeaua wireless. Bineînțeles, înainte de a putea face acest lucru, device-urile trebuie să se înroleze pentru a obține certificatele respective. Deci trebuie să folosim de asemenea certificate profiles dacă vrem să facem acest tip de autentificare. După care putem activa diverse funcționalități care sunt specifice pentru tipul de rețea wireless ales. Setările de proxy, la fel în momentul când ne legăm la rețeaua wireless automat să iasă printr-un proxy. Și platformele pe care acest tip de profil. Observați aici avem suport pentru Windows Phone, atât 8.1 cât și 8.0 dacă instalați acel Enterprise Feature Pack, dar și pentru Android, deci avem acest suport. Aceste setări vor fi după aceea făcute deploy către o colecție de device-uri și în felul ăsta puteți configura automat setările pentru rețeaua wireless pe acele device-uri. O să vă arăt în continuare foarte pe scurt și suportul pentru email profiles, pentru că suntem un pic în întârziere, am depășit timpul alocat. Vreau doar să vă arăt ce setări de configurație puteți controla prin Exchange Active Sync Profile. Și, de exemplu, pot să zic aici Active Sync Settings.
puteți să creați chiar mai multe politici pe care să le aplicați diferit la diverse tipuri de device-uri. Cu ajutorul acestora putem să specificăm hostul de e-mail care este accesibil prin ActiveSync pentru device-urile respective. Putem să-i zicem contul, ăsta e un nume generic, dar putem specifica credențialele cu care se va identificare să fie construite pe bază de UPN sau de alias. Aceste informații sunt sincronizate în Azure Active Directory, deci de acolo le va lua device-ul respectiv. De asemenea, dacă se folosește primary SMTP adres, de asemenea din proprietățile contului, modul de asemenea putem folosi certificate, dacă se activeze SMIME, setări de sincronizare, cât de des să se facă sincronizarea, cât ce perioadă în urmă, dacă se folosească ActiveSync cu SSL, platforme suportate și observați aici, suportate sunt Windows Phone și iOS. Deci pe aceste tipuri de device-uri puteți configura automat setările de ActiveSync folosind Exchange ActiveSync Profiles. O întrebare ar putea fi unde sunt celelalte setări de configurație pentru device-uri și pe scurt o să vă arăt aici. Sunt la secțiunea Compliance Settings și aici puteți seta, crea un configuration item și o să fac o scurtă trecere în revistă a acestor setări. Deja în secțiunea, când am discutat despre Microsoft Intune Standalone, de exemplu MDM Settings, așa. Și aici, scuze, trebuia să fac altceva. Aici trebuie să-i spun că este un configuration item de tip pentru mobile device, deci nu pentru calculatoare cu Windows. Și în continuare, veți vedea o listă de setări de configurație pe care le puteți seta. Hai să le selectăm pe toate. Și observați, imediat se va modifica meniul din stânga. Da, deci în partea aceasta, practic toate setările pe care le-ați regăsit în Intune, în consola de administrator de Intune, sunt disponibile și aici la modul de lucru integrat cu Configuration Manager. Și aici regăsim setările de parolă, de exemplu pot să-i spun că are minimum password. Setările de device, de exemplu să dezactivăm diverse lucruri, geolocation și așa mai departe, setările de management de e-mail, bineînțeles că separat avem și e-mail profiles, dar avem și de asemenea, de exemplu, nu putem bloca alte tipuri de e-mail-uri, cum ar fi pe POP3 sau IMAP. Avem setările pentru managementul Application Store, de exemplu putem preveni utilizatorii să instaleze aplicații direct din Store, cu excepția celor care sunt publicate de administrator prin Intune. Setări de browser, să spunem dacă se permite browserul default, setări specifice pentru Internet Explorer, pentru acele device-uri care au Internet Explorer, adică Windows Phone și Windows RT, content rating și aici sunt setările specifice, setări, de exemplu, dacă permitem backup în cloud pentru de pe device sau dacă să sincronizeze fotografiile în cloud, setări de securitate privind instalarea diverselor tipuri de aplicații, putem să-i dezactivăm camera sau Bluetooth, putem să setăm care să-i spunem că între anumite intervale este interval de pic și sincronizarea să se facă mai des și putem să-i spunem aici 15 minute și în off-peak să spunem la rar. Deci cu asta putem controla cât de des se va face conexiunea dintre device și Intune. Dacă permitem roaming-ul pentru voce sau date, criptare, putem să specificăm dacă permitem încriptarea storage card și tipul de încriptare. De asemenea, setările de wireless, bineînțeles, dacă avem un wireless profile, putem adăuga acel printr-un wireless profile, dar le putem configura și de aici. Certificate care să fie instalate, setări de securitate care sunt specifice pentru anumite platforme și, în sfârșit, workflow.
laptopurile cu Windows RT sau Windows Phone care suportă această capabilitate. În continuare, trebuie să-i spunem pentru ce tipuri de să activăm aceste capabilități și o să le las doar pe cele care sunt pentru device-uri mobile și avem un ecran suplimentar care ne spune aplicabilitatea setărilor selectate și ne zice, fii atent, setarea de camera nu este disponibilă pe Windows Phone 8.0, dar este disponibilă pe Windows Phone 8.1. Acest lucru este parțial adevărat, pentru că dacă instalați acel Enterprise Feature Pack, despre care o să vorbim imediat, puteți configura și setări pe Windows Phone 8.0. Deci, practic, ne spune, ne dă feedback la configurațiile alese și dacă acestea sunt suportate pe platforma, pe platformele pe care le-am selectat. O să dau cancel aici, am vrut doar să vă arăt că toate aceste device-uri sunt, toate aceste setări de configurație pot fi realizate și prin intermediul lui Configuration Manager în modul integrat cu Intune. Revenind la prezentare, vă povesteam despre Windows Phone 8.0, care la momentul lansării în abilități de management, dar a fost lansat în prima jumătate a anului așa numitul Enterprise Feature Pack, care adaugă suportul pentru conexiuni VPN, wireless, politici de MDM, management de certificate, S/MIME pentru e-mail. Deci, practic, în acest moment, el primi și configura aceste setări pe platforma Windows Phone 8, deci pentru telefoanele ceva mai vechi. Am arătat deja demonstrația despre profiles. Dacă doriți să aflați mai multe informații despre facilitățile platformei, aveți aici câteva resurse. Puteți downloada și slide-urile din meniul de handouts, deci de la acel icon din colțul de dreapta sus cu trei documente. Deci puteți downloada această prezentare. În prezentare veți găsi aceste linkuri către documentație. De asemenea, vă recomand pe Microsoft Virtual Academy, sunt o serie de jumpstart-uri sau, să zicem, cursuri care au fost publicate acolo. Există unul pentru Windows Intune, care acum este relativ vechi pentru că nu acoperă noile platforme. Avem un Jumpstart mai nou despre Windows Phone 8.1 Enterprise Mobility Management și în sfârșit unul despre modul de lucru unificat cu Configuration Manager și Intune. De asemenea, aș vrea să spun că pot organiza un seminar. Este un seminar dezvoltat de mine, constă în prezentări și demonstrații. E un seminar de două zile. Dacă sunteți interesați în organizarea acestui seminar, vă rog să mă contactați la adresa pe care o voi afișa imediat. E un seminar care acoperă toate aceste, să zicem, informații, dar pe durata a două zile, deci putem discuta mai în detaliu. Discutăm partea de identity management, modul de lucru cloud only, deployment-ul de software și, de asemenea, modul de lucru unificat cu Intune și Configuration Manager. Deci, dacă doriți să organizăm acest seminar la sediul dumneavoastră, vă stau la dispoziție. Sper că v-a plăcut prezentarea de azi. Am încercat să acopăr în timpul pe care l-am avut la dispoziție să facem o trecere în revistă a funcționalităților principale ale soluției de Mobile Device Management de la Microsoft. Dacă doriți să-mi oferiți feedback sau doriți să mă contactați cu întrebări cu privire la această prezentare, aveți aici datele mele de contact, adresa de e-mail, mă găsiți pe Facebook, LinkedIn, Twitter și de asemenea blogul meu www.adrianstoian.com. Aș vrea să vă mulțumesc pentru participarea la această sesiune. O să pun acum un sondaj de opinie și vă rog să votați cu privire la gradul de mulțumire despre acest webcast, iar eu între timp o să urmăresc panoul de întrebări și răspunsuri, questions and answers, și o să încerc să iau întrebări de acolo și vă rog, dacă aveți în continuare întrebări, vă rog să mi le adresați. Deci sondajul de opinie este deschis, vă rog să votați.
Vă rog, dacă sunt întrebări. Mulțumesc pentru rezultatele evaluării. Apreciez foarte mult participarea dumneavoastră la acest webcast. Sper că a fost util. Voi afișa în continuare informațiile de contact și voi rămâne pe recepție pentru eventuale întrebări. Eu în continuare sunt înregistrarea. Vă mulțumesc încă o dată pentru participare și sper să ne întâlnim și cu alte ocazii, deci pentru alte subiecte interesante pe partea asta de management, cloud, virtualizare și așa mai departe. Mulțumesc!